ore eu sunt pe aici și da, astăzi am intrat puțin pe contul meu de Facebook pentru că vreau ca să vorbim despre niște aplicații care îmi răspunde cum sunt eu, ce fac eu, ce mesaje trimit că sunt dată și etc. Așa că haideți ca să începem. Și așa SMS-uri trimis când te înveți. Cred că mi-a dat un tip numărul lui aseară, la care mami spune, cred că nu. Stai, de unde știi tu? E numărul de la taxi, se l-am dat de 3 ori ca să ajungi acasă. Oare așa că nu te mesaje că sunt prea mult? Bun. Următoarea întrebare este, care este inițiala persoanei cu care te vei căsători? Ei, da, și inițiala este R. Deci, este chiar iubitul meu. Așa că, haideți ca să trecem la următoarea întrebare. Ok, mă întreabă, ce zici? Zici în fine și cu adevărat? Așa că vreau ca să-mi ghicească destin. Cine e Răileanu? Așa că sunt trecută pe Facebook. Încearcă întotdeauna să găsească partea bună a oricărei situații. Niciun obstacol nu sperie, chiar dacă s-a confruntat cu multe de-a lungul anilor. Își ține capul sus și își vede de viață. Ba, aici chiar e corect, deci chiar așa fac. Sincer, chiar nu minte, deci chiar așa fac. Haideți ca să trecem la următoarea întrebare. Ce e mai bine pentru tine, căsătoria sau viața singură? Adică dacă, dar ce e mai bun pentru mine, căsătoria sau singură? Și mi-arată aici căsătoria. Vedem o nuntă în viitorul tău. Chiar ar trebui să te căsătorești. Ești devotată, plină de pasiune și cu un simț al umorului genial. Ești partenera perfectă. Vai! Vai, m-a atacat la corazon. În fine, hai să trecem la următoare. Următoarea întrebare se numește Ea este. Cum se termină propoziția care se descrie? Iar aici scrie Ea este. Ca fulgerul, rară și fascinată, dar foarte periculoasă dacă te pui în calea ei. Bă, nu sunt chiar atât de rea. Deci nu. Bine, asta mi-e merită, dar nu sunt rea. Așa că haideți ca să trecem la următoarea întrebare. Următoarea întrebare mă întreabă cu ce preț s-ar vinde portretul tău. Portretul al lui Răileanu Ionela, preț. 5.907.403. Mamă, dai seama cât de scumpă sunt, bă, și eu chiar nu știam. Ok, haideți ca să citim altă întrebare. Următoarea întrebare este, care e culoarea sufletului tău? Deci culoarea sufletului meu este verde. Și scrie așa, verdele e culoarea naturii și a vieții și simbolizează iertare, ocrotirea, înțelepciunea și puterea. Ești o persoană matură și plină de pasiune. Asta așa este. Chiar este foarte mare dreptate. Haideți ca să citim o altă întrebare. Următoarea întrebare este, cum ai fost în trecut și cum vei fi în viitor? Deci cum am fost eu în trecut și cum sunt în viitor? Așa că haideți ca să citim. În trecut, Răileanu era jucăușă, nebună și distrată. Păi și acum asta. În viitor, Răileanu va fi devotată de neînvins și un lider. Următoarea întrebare este, ce zici? Îți vizim destinul? Haide ca să ne zici asta destinul. Iubire, căsătorită la 28 de ani, deci la 28 de ani o să mă căsătoresc. Copii, o să am 2 copii. Carieră, genul în tehnologie. Fericire, 161%. Sănătate, 123%. Mașină, Aston Martin. La următoarea întrebare spune așa, cine ai fost în viața ta anterioară? Bă, asta chiar mă interesează. Nu știu dacă o fi adevărat, dar sper să fie. Viața anterioară a lui Răileanu. Nume, Adriene Ionela. Anul nașterii, deci m-am născut în 1804. Locul nașterii, deci m-a făcut mama la Roma. Job, a fost artistă în viața anterioară, îți dai seama. Cum a murit? Deci cum a murit eu în viața anterioară? Victimă de război. Am apăs la viața mea un gen. Haideți ca să trecem la următoarea întrebare. Următoarea întrebare spune așa. Îngerul tău păzitor ne-a spus 7 lucruri despre tine. Spune? Adică să citim chestii foarte interesante. Așa e Răileanu. Face tot ce poate să ajute.
îi iartă pe toți. Are cel mai frumos zâmbet, iubește cu adevărat, e optimistă, nu se dă bătută niciodată, luptă cu nedreptate. Deci chiar așa este. De sincer, nu mă așteptam ca să zică chiar te lupt, pentru că așa sunt eu. Haideți ca să trecem la următoarea întrebare. Deci, următoarea întrebare. Care 10 nume de prieteni i-au schimbat mie viața? Răileanu, iubitul meu, da, m-a schimbat foarte mult. Lori, Marian, Ileana, mama sacră, Adela, da, pe Adela o știu, este o fată care a fost cu mine la liceu, chiar o cunosc. Popescu, Mihaela, da, ea este prietena lui mami. Boranescu, nu-l cunosc. Și Petruța, sora mea. Fieraru, mami meu și mami, m-a schimbat foarte mult. Și Adina, și pe Adina o știu, a fost tot cu mine la liceu, așa că cunosc destul de bine. Și ce să zic, le mulțumesc că m-au schimbat. Mai citim încă două întrebări și după o să închid videoclip. Următoarea întrebare spune așa. Ce gen de femeie ești? Tip regină. Întotdeauna oferă îmbrășișări și sărutări. Niciodată să nu mă iei de proastă. Iubește ca o nouă mămică. Se luptă ca trigoaica. Analiza fetei. Strălucește de frumusețe. Iar ultima întrebare. Următoarea întrebare este așa. Care e vestea bună și vestea rea despre tine? Și haideți ca să o luăm cu vestea rea. Alții vor provoca certuri cu tine, iar vestea bună o faci numai pentru că ai principii solide. Da, ceva adevărat. Ei, da, și cam atâta. Chiar îmi place ce a urmat. Iar o să las până să închide videoclipul. Și cam atâta cu întrebările. Eu am fost Peri. Vă mulțumesc de suflet că v-ați abonat, când dați like-uri. Și dacă mă apreciați atât de mult, chiar aș vrea ca să-mi lăsați prin comentarii dacă vă plac și dacă vreți să mai fac în continuare. Eu vă mulțumesc de suflet că mă vizionați și că mă suportați. Eu am fost Peri și cu asta nu te-a cum o pun și o seară plăcută. Bye!